Viața ta e doar o dată, tri-li-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ram. Șoacă după lăutar, tri-li-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ram. Ca să prinzi sota de ani. Și tu mi-ai dat-o pe-a ta.
sunt totul pentru tine. Trăim un vis de iubire, bem cupat de fericire. Dă-ne, Doamne, sănătate, să ne bucurăm de toate. Și ne-am iubit toată viața, să-i simțim din plin dulceața. Tu ești totul pentru mine, eu sunt totul pentru tine. Trăim un vis de iubire, ben cupat de fericire. Sunt totul pentru tine, trăim un vis de iubire, ben cupat de fericire. Domnilor, Nina Toader, nu știu dacă s-a văzut Florin când a ieșit, dar s-a văzut, nu? A luat-o la fugă așa, a zmucit-o. Dintr-o dată nu știu ce s-a întâmplat. Ah, ia uite! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la E suc de portocale. Stimați respectatori, iată ce seară deosebită și mai ales pentru doamna Virginia Ciorogaru. În această seară ne petrecem împreună. Îmi zic băieții, bătaie cu tort? Așa, bun. La mulți ani, multă sănătate, să vă dea Dumnezeu. Mulțumesc din suflet, vai, bucurie, ce surpriză. Bucurie așa cum sunt în seara asta, să aveți să dea Dumnezeu și dumneavoastră la fel, să aveți lumină în suflet, bucurie și se tot ce vă doriți. Da. Eu tot m-am străduit să vin cu tort, să vin cu tort și iată, nu știu cine a fost aici. Mulțumesc tuturor și doamnei. Nu se primește tort la emisiune, așa am spus. Nu se primește tort la emisiune. Nu se primește tort la emisiune. Atunci eu le mulțumesc și... Lapte de cocos. Așa. Frișcă e din lapte de cocos. Da, să știți, domnul Florin, că nu aveți microfon. Ia, vedeți că este acolo pe masă. A, uite. A, și pot să mănânc, da? E din lapte de cocos, frișca, și e făcută de doamna... prietena dumneavoastră, doamna Dina. Chiar din lapte de cocos? De cocos. Da? Deci mi-a scris de la mesaje, nu lua tort. De cocos? Nu lua tort. Trebuia, deci mi-ar fi dorit și la un moment dat chiar am sperat că o să fie alături de noi și doamna, marea interpretă a cântecului popular, Mariana Edulescu. Nu a putut de data aceasta, dar vreau să vă spun că rețeta e de la dânsa. Deci rețeta este trandafirul. E ca și când ar fi prezentă aici. Exact. Trandafirul, de exemplu, este făcut... Mulțumesc, doamna Edulescu. Este foarte bine. Trandafirul e din zmoală. Nu, din zmoală. Din zmoală. Floarea, vorbim de floare. Da, vreau să... Un prim plan, poate pică. Hai repede, repede. Repede, la mulți ani, domnul Nichi, să trăiți, să fiți fericit. Și eu vă mulțumesc să faci și pentru Sfântul Nicolae, că în curând da, mai puțin și da? Vine Sfântul așa. Nicolae. Îi facem noi tortul. Și eu vreau să mulțumesc și doamnei Vera și domnului Măgureanu, familiei minunate, care ne-a primit astă seară în casa dumnealor. Într-adevăr, mă simt excelent.
Să fim împreună. Și să dea Dumnezeu să fim de acum o familie și mai frumoasă, să creșteți, să înfloriți precum acest iris. Eu așa zic că este iris. Da? Ia dumneavoastră să veniți pe doamna Nina Toader, care iată a venit cu o surpriză. Oferă florile. Orice început este mai greu. După aceea ne învățăm. Da? Virginia, știi că te iubesc foarte mult. E sufletul meu. Mulțumesc și eu. Vă iubesc pe toate la fel. Vă prețuiesc pe toți. Adriana, și ție îți mulțumesc. Sănătate mamei tale. O iubesc, deși nu o cunosc, dar o simt. Nu ați cunoscut-o încă? Nu am cunoscut-o. V-am zis că abia de 2-3 zile am aflat lucrul acesta. Dar n-ați cunoscut-o între timp. La mulți ani să fie sănătoasă, cu zile senine și tot ce-și doresc. La mulți ani și din partea mea. Da. La mulți ani, să fii sănătoasă. Și nu că ea ei, nu ea ta, nu ăla. Mai jos ca să vă vedeți și dumneavoastră. Ușor că ești cu florile se lasă greu. Și nefuri. Nu, de data asta. Superbă, superbă este Nina. Să dăruiesc din toată inima mea. Cu drag. Și să ai grijă de ea, vezi că ai doi bobocei, o să înflorească și ei. Uite, sunt doi bobocei aici. Te-ai gândit la cei doi băieți ai mei? M-am gândit la doi. Bobocei, da, bobocei. Mulțumesc. Să ai grijă de ei și să îi îngrijești. Și la vară, când o iei, să-mi spui Nina, floarea a făcut multe flori. Doamne ajută! Uite, sunt mai mulți. Dar ce floare este asta? Eu am zis că iris, dar m-a contrazis. Nu e. Este inima de porumbel. Inima de porumbel? A spus că este adusă la noi în România de curând. Deci este o plantă mediteraneană, nu? Nu știu. Este o plantă mediteraneană? Nina, este specială ca și tine. Specială, specială ca și tine. Sigur că da. Mulțumesc din tot sufletul. Te iubesc și numai bine. Iată ce frumos, stimați spectatori, când se întâlnesc prieteni aici. Dar eu am văzut pe doamna Nina că tot ținea floarea în sus. Și am crezut că este moartea după cadrele amorsă, știi? Da, da. În televiziunea unde lucram era amorsa de cozonac. Și acum zic, uite pe cineva cu amorsă de flori. Exact. Dar nu știam de ce stătea. Se ascundea foarte bine acolo în tufișul mediteranean. Eu nu vreau să-i dau drum. Ați emoționat foarte la mare. La microfon. E normal. Nici nu știu ce să vă mai spun. Vă pup pe toți. Dacă vă mulțumim. Hai. Până când o să ne pupe doamna Virginia, eu zic să mai cântăm muzica. Zâi! Dara, asta-i hora din târzăi, tara diri 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 da. Și-o să joacă scutura, tara diri 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 dara, cu toată lumea din sat, tara diri 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 da. Hai, hai, flăcăie, fa hora roată, hai, hai, și-o joacă în mijloc o fată, hai, hai, intră apoi fluier în noi, hai, hai, gospodare rând pe rând, zi-i trompetă, zi-i mai tare, tara diri 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 da, să joace și mic și mare, tara diri 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 da, să se audă la glas lui, mai tara diri 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 da, cora noastră din târzâi, mai tara diri 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 da. La horă s-a pornit, tara diri 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 da, ratare sunt greu de oprit, tara diri 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 da, când nu-i nimeni să intre că tara diri 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 da, rașu la joc da și la clacă, tara diri 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 da, hai hai, flăcăi fa hora roată, hai hai, și joacă în mijloc o fată, hai hai, de pe margini bătrânei, hai hai, privesc jume poțăi, zi trompetă, zi mai tare, tara diri 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 da, să joace și mic și mare, tara diri 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 da, să se audă la vas lui, mai tara diri 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 da, ora noastră din târzâi, mai tara diri 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 da. Și moșu-n joc, tara diri 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 dara, da baba să faci și foc, tara diri 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 da, ai uitat măi costănel, tara diri 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 dara, cum nu mai ești tinerel, tara diri 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 da, hai hai, așa-i jocul în anii o sat, măi hai hai, scuturat și apăsat, măi hai hai, și-l joacă
tare, zi trompetă, zi cu foc, mai tare diri 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 da, să intrăm cu toți în joc, mai tare diri 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 da, să se audă la vaslui, mai tare diri 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 da, ora noastră din târzii, mai tare diri 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 da, zi trompetă, zi cu foc, mai tare diri 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 da, să intrăm cu toți în joc, mai tare diri 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 da, să se audă la vaslui, mai tare diri 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 da, ora noastră din târzii, mai tare diri 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 da. Stimați spectatori, Adriana Gătescu, iată, ne-a cântat frumos aici din zona respectivă. Din Teleorman. Din Teleorman, așa. E deschis asta, nu? Da. Bun. E perfect. Păi, ca să vedeți, stimați spectatori, că surprizele sunt așa, se țin lanț. Probabil că și faptul că ne apropiem de sărbătoare de iarnă ne introduce așa în spiritul. La mulți ani 2023! Ne introducem spiritul sărbătorilor. Stimați respectatori, o surpriză deosebită va veni în fața dumneavoastră Vera Măgureanu și ne va povesti
pe larg ce s-a întâmplat între timp de când a început emisiunea. Haideți! Bine ați venit! Bună seara, bună seara, Vera! Bine v-am găsit! Am venit aici cu trupa mea frumoasă. Vreau în primul rând să-i spun la mulți ani doamnei Virginia, să fiți sănătoasă. Iată Mulțumesc. Că și o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că eu nu apar pe postul de televiziune, eu sunt acolo cineva în spate. Acolo însă în această seară, Nicușor, dăm voie să-ți spun că venim așa de la un festival concurs. Este vorba de festivalul concurs de la, spune-ne tu, te rog. Eurofolclor, nu? Eurofolclor, da, așa. E la fei să spun. Da. Noi suntem grupul vocal Ghiocelul de la școala numărul 113 și am venit să vă cântăm Constantine, Constantine. Da, pentru Bravo. Că, iată, am venit aici și cu premii, au luat mențiune și Antonio Constantin, Constantin Junior exclusivitate. Măcureanu, exclusivitate, locul 1, felicitări! Bravo, felicitări! Sunt atât de fericită, am postat acum câteva minute pe Facebook ce a cântat Antonio, da? Și aici l-am alături de mine. Surpriza familiei! Pe prânz, Bravo. La dragilor, iată că... Undercover, sub acoperire. Da. El cântă și el, ca să vezi. Ca să vezi, deci uite. Mi-a făcut doamna profesoară de muzică o surpriză, mă sună și îmi zice, doamna Măgureanu, noastră, știți ce voce are Florinelu? Zic, doamnă, eu nu vă cred, cred că e vorba de Antonio, lăsați, doamnă, că el Antonio e la liceu. El vrea să facă altceva. Da. Și iată că, surpriză, au luat și ei mențiunea întâi, felicitări, dragilor. Felicitări, bravo. Să-i mulțumim doamnei profesor de muzică, ia zi, Florinel, cum o cheamă pe doamna ta profesoară? Zi tu că am uitat. Bună seara, îi mulțumim pentru performanțe și pentru susținere. Tot și pentru susținere doamnei Alina Rusu, Nicoleta, de la școala numărul 113. Da, deci, unde voi sunteți? Unde... În clasa? A, șase. A, așa. Șasea, da. Foarte frumos. Bravo, iată ce frumos a vorbit. Ia uitați-l aici pe prâzlea ce a crescut. Da. Dragilor, vreau să le mulțumesc și părinților că care iată, sunt aici și au ne venit aici la televiziunea sufletelor noastre, exact. La EMI TV, pentru că este altceva. Perfect. Așa, și să dăm drumul la muzică, să cânte și aici să presteze, de ce nu sunt obosiți. Suntem tare curioși. Asta este, dar fiind vineri seara, m-am gândit că este weekend, unde să mă uit, tot la tine sau la peste așa? Tot. Peste tot. Fiind weekend, m-am gândit că trebuie să vă încântăm aici cu copiii minunați, cu coleguțele fiului meu. Vreau să vă să-mi spuneți cum vă numiți, așa. Eu știu cum vă numiți, dar să știe și telespectatorii și dacă puteți și aveți să salutați pe cineva, vreau să o faceți cu mare drag. Ia să vedem. Sunt Miu Alexandra Cristiana și îmi salut toată familia de aici și din alte țări. Bună, mami! Așa, bravo! În stilul caracteristic. Mai departe. Sunt Bastereanu Daria și îmi salut familia, bunicii și pe toată lumea care ne privește. Bunicii tăi unde? Unde sunt bunicii? Aproape de Giurgiu. Aproape de Giurgiu. Unde? Într-un sat, Plopșorul. Așa. La Plopșorul. Bravo, bravo. Ia uite microfonul aici, Vera. Sunt Petrașcu, Diana, Monica, Ioana și îmi salut toată familia. Foarte frumos vorbiți, felicitări. Sunt Marinescu, Ana, Carina și îmi salut toată familia, mai ales bunicul de la țară, pe care din păcate n-am mai apucat să-l văd, dar te salut. De la țară, de unde? De unde de la țară? De unde de la țară? Microfonul. La microfon s-a dus microfonul. Așa, a venit? De pe lângă Târgoviște. Acolo te uiți? Este de, un sat de lângă Târgoviște. A, cum se numește, cum se numește? Stai că e o chestie pe care o observ la generația tânără, da. Că o e undeva așa. Pe lângă Ploiești, pe lângă Târgoviște.
Las că ți-am aminte. Dacă ți-am aminte mai târziu. Spun eu de unde, de la Berșinari. Ah, Berșinari. Berșinari. Da, bravo. Da. Uite ce... Sigur, este și rudă, mi se pare, cu Ionuț Dolănescu. Aha, da? Așa că uite ce costum autentic. Foarte are. Frumos, costumul da. Ei are 100 de ani, să știi. Mi-a spus, mi-a șoptit o păsărică mie. Știe Vera tot. Diana poartă tot un costum autentic și mulțumim frumos Raisei Tudorică, aha, pentru că a fost așa de drăguță și Ancă-i mama Raisei. Și dragilor, vreau să vă spun că ei vor cânta live în această bun. Seară, hai, pentru că nu avem înregistrări. Hai să ascultăm că ne presează și timpul. Hai. Ia să vedem, să pregătim microfoanele. Dănuț, ești pregătit? Hai, grupați-vă cum ați cântat voi la festival, ia să vedem. Așa, hai, aici, foarte bine. Grupează, așa, uite, așa. Hai mai în spate un pic. Așa, facem semicerc. Facem semicerc. Nu strâmba? Hai, gata. Muzica. Hai. Joacă lumea de s-aprinde, numai tu ai mai rămas.
se joacă pe la noi. Bate talpa de pământ, că ești om, nu ești bătut. Tot pe loc, pe loc, pe loc, se răsară busuioc. Bate talpa de pământ, că ești om, nu ești bătut. Tot pe loc, pe loc, pe loc, se răsară busuioc. Că la Hora, că la Hora satului, eu sunt fruntea. Eu sunt fruntea jocului lângă tine. Eu acum vreau să joc strânsă bine. Strânsă bine de mijloc, joacă-mă, bătiță, bine. Că nu te fac de rușine, tot pe loc, pe loc, pe loc. Din călcâi să iasă foc, joacă-mă, bătiță, bine. Că nu te fac de rușine, tot pe loc, pe loc, pe loc. Din călcâi să iasă foc. Hai să ținem, hai să ținem Hora roată să se prindă. Să se prindă lumea toată, fete mândre. Fete mândre și flăcăi și bătrânii. Să se prindă lângă noi când și joc acum răsună. După tatina străbună se-ntrec bătrâni și nepoții. Așa cum jucau strămoșii trilirile din vioară. Bum, 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 din contrabas. Cânte de răsună satul și de-a lungul și de-a latul. Poate talpa de pământ, că ești om, nu ești buduc. Tot pe loc, pe loc, pe loc, să răsară busuioc. Trilirile din vioară, bum, 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 din contrabas. Joacă lumea de s-a prinde, numai tu ai mai rămas.
da 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 nai la da, măicuța când m-a făcut mai la da 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 da. Frunzuliță pop de hut mai la da 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 nai la da, măicuța când m-a făcut mai la da 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 da. Mi-a dat maica graiul dulce, da 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 da. Să iubesc mai la da 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 da. Plaiul dulce strămoșesc mai la da 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 da. M-a învățat ca să iubesc mai la da 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 da. Plaiul dulce strămoșesc mai la da 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 da. Plaiul ce se scaldă în soare da 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 da. Între Dunăre și mare da 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 da. Plaiul ce se scaldă în soare și mare, da, 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 da. M-a învățat și a cânta, măi, la, da, 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 da. Dorul și cu dragostea, măi, la, da, 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 da. M-a învățat și a cânta, măi, la, da, 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 da. Dorul și cu dragostea, măi, da, 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 da. Mi-a pus în părbusul loc, la, da, 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 da. Să-l am în viață, noroc, măi, da, 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 da. Mi-a pus în părbusul loc, la, da, 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 da. Să-l am în viață, noroc, măi, da, 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 da. Și să îndrăgesc, măi, la, da, 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 da. Jocul nostru românesc, măi, la, da, 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 da. Să cânt și să îndrăgesc, măi, la, da, 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 da. Jocul nostru românesc, măi, la, da, 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 da. Sârbele și corele, da, 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 da. Mândre geampadanele, da, 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 da. Ce se joacă pe saltate, da, 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 da. În Dobrogea pe nasate, da, 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 da. Și iad verde de sulfina, da, 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 da. Mulțumesc, măicuță bună, da, 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 da. Și iad verde de sulfină, da, 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 da. Mulțumesc, măicuță bună, da, 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 da. Că m-ai învățat să cânt, la, da, 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 da. Să iubesc acest pământ, la, da, 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 da. Cu doine și oameni buni, da, 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 da. Și cu datin din străbuni, da, 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 da. Virginia Cerogaru, iată ce ne-a încântat în această seară și ce energie frumoasă a creat în platou prin aducerea, iată, oamenilor de suflet, prietenilor adevărați, care într-adevăr au întregit această așa emisiune. Așa este, eu le mulțumesc tuturor și am să te rog să... Sigur. Îmi permit să fac și eu câteva dedicații. Vreau să vă spun că toată luna noiembrie pentru mine a fost și în familia mea a fost și încă este sărbătoare. Am și eu câteva dedicații. Vreau să le urez la mulți ani. Câte vreți dumneavoastră faceți? În primul rând, prima care a fost sărbătorită este nepoata mea care a împlinit anul acesta 12 ani și are o voce foarte frumoasă. În noiembrie pe cât? Pe 7 noiembrie. Pe 21 noiembrie subsemnata, pe 25 noiembrie, adică astăzi, doamna, mătușa mea de la Galați,
Țuțuianu, v-am spus că numele meu este Țuțuianu. Țuțuianu, așa, da. Țuțuianu Gina, la mulți ani mătușe, să fii sănătoasă, să fii fericit alături de copii și nepoți și tot ce îți dorești să ți se împlinească. Iar pe 26 și 27 noiembrie i-am pe cuscrii mei de la Bucovina. Părinții, da, părinții cumnatului meu, pe care eu îl respect, îl ador și îi iubesc și prețuiesc foarte mult și pe părinții cumnatului meu. Este ziua cuscrei mele, dar și a Domnului și în curând va fi și Sfântul Nicolae. Sunt sărbătorit și cu ziua de nume, dar și cu data de naștere. Și prietenilor mei de la țară, din satul Războieni, comuna Casimcea, județul Tulcea, care au rămas acolo în căsuța părintească și mai au grijă pentru că ai mei nu mai sunt, așa cum am spus și în cântec, Gigi Sârbu, familia Sârbu. Au fost amândoi care se vor sărbători pe 26. La deci încheiam și apoi pentru Sfântul... Mai încercat să vă aduceți aminte, poate mai sunt. Mai sunt cu Nicolae, verișor cu numele de Nicolae. La mulți ani, domnul Nicolae. Domnul Nicolae, soțul doamnei Gina. Da, soțul doamnei Gina. Ei, și mulțumesc bunicu că m-ați adus astăzi. Bunicu? Da, bunicu ne-a adus astăzi, s-a înlesnit. Vă mulțumesc vouă că v-ați făcut timp și ați putut să fiți alături de mine în această zi minunată. Mulțumesc domnilor care mi-au făcut surpriza și copiilor, parcă au știut că sunt sufletul meu. Și le doresc și lor multă sănătate și succes. Sper că familia Măgureanu este super încântată și fericită de cei doi feciori. Așa este, da. Așa cum am și eu doi feciori așa acasă. Doresc sărbători cu bine și la fel tuturor sărbătoriților cu numele de Andrei și Nicolae. Aha. Un an nu, cu sănătate. Ce frumos, da. Mai avem un Nicolae, unde e Nicolae? Nicușor, am înțeles. Deci, au fost nu e nicio problemă, se subînțelege, adică da. Emoțiile... Dar venim și la ziua ta. Veniți, nu? Da, nu vă invit, dar veniți. Da, venim. Nicușor, nu te-a uitat, colegele mele, nu te-a uitat, vreau să fac o surpriză. Da? Eu le-am auzit discutând în mașină când au venit. Vor să-ți facă suspiță, că o să-ți plătească un abonament de 30 de zile la masaj. Extraordinar! În premieră, stimați respiratori, mi se face cadou un abonament la masaj. Îl donez lui Toto. Toto, te supăr dacă ți-l donez? Mai vorbim? Un abonament de câte zile? Vreau și eu. 30? 30 de zile la masaj. Vrei? Ce să mai? Nicușor, ești? Mai vorbim? Da, da, sigur. Da? Da, am ieșit din direct, dar vorbim. Tot în direct sunt, spuneți. Deci a fost o seară fantastică. Ne bucurăm. Da. Dacă tu ți-ai spus... V-a spus tot, mai aveți ceva? Tot ne-am, da. Apoi începe. Mai am ceva. Așa pentru... Încep eu cu al meu. Hai! Da. Luna noiembrie. Nu-i mai rău pe păi, da? Așa. Am nepoței. Da. Nepoței mei. 1, 2. Maria și David. 2. Așa, Maria și David. 6 ani și 5 ani. David. Când mama a fost mea, pe 13, da, iar pe 1 septembrie a nepoatei mele. Mama mea astăzi și a fratelui meu pe 29. A, ce frumos, la mulți ani, multă sănătate. Și Doamne ajută, an frumos sărbătoriților, da, care urmați. Urmăm, ajută urmăm să ne sărbătorim. Să aveți an cu sănătate. La Doamne ajută! Tot ce vă doriți! Haideți, doamna Gina, păi spunem un cuvânt de final, că nu mai avem mult. Până să termină emisiunea, că noi de trei mai avem mult. Deci eu în seara asta am venit cu drag pentru ziua Virginiei și urez toate cele, știe ea ce. Dar vreau să spun că am ratat o șansă astăzi. Care? Și vreau să-i urez șefului meu, care mi-a dat voie să plec mai devreme de la serviciu, că astăzi își sărbătorește ziua cu toți colegii mei undeva, într-un local foarte frumos. Eu ar fi trebuit să fiu surpriza, să apar ori în costum popular și să cânt ceva, ori să ies din tort. Acum... le luați pe colegele cu dumneavoastră și surpriza e mai mare decât și eu îi doresc șeful meu, colonel, șeful meu, multă sănătate și toate cele bune, știe dumnealui de ce are nevoie. Exact. Da. Și haideți să ascultăm și
două cuvinte rei și apoi domnul Florin și încheiem emisiunea. Hai, vreau să urez și eu colege și prietene mele la mulți ani cu sănătate, să-i dea Dumnezeu tot ce își dorește, în primul rând să devină soacră mare. Având doi băieți, ia, ar fi frumos. Și moment să devină și bunică. A, eu deja sunt bunică și se sunt vede. Mândră, da. 20 de secunde mai avem? Secunde, da. Hai. Și la mulți ani și ginerelui meu, care îl cheamă Nicușor, la mulți ani. De Sfântul Nicolae și tuturor celor care își sărbătoresc ziua de Sfântul ajută, Andrei Florin, și de Sfântul Nicolae. Domnul Florin, ceva scurt? Eu acum familiei mele le mulțumesc, copiilor mei, vă iubește mama, vă prețuiesc și să mă susțineți, ei sunt cei care mă susțin, fratelui meu și tuturor celor. La mulți ani, domnul Florin, ziceți repede ceva. La mulți ani tuturor. Hai, muzica, seară bună. Vă pupăm, ne vedem miercurea viitoare. Toate cele bune, weekend plăcut. Zi! Ave mama, doi feciori, mă. Ca două flori, mă iubesc când am să mor. Feciorii mamei, feciorii măi, sărbători și flori în casă, ce-mi fac viața frumoasă și sunt tare bucuroasă. Și-n bobociți, măi, feciorașii mei iubiți, măi, creșteți mari înfloritori, să-mi aduceți și nurori, feciorașii mei, feciorii măi. Două nurori frumoșele, să fie fetele mele și să mă mânătresc cu ele. Capul plecat nu-i tăiat și omul e respectat, măi. Pe Dumnezeu să-L iubiți, de necas să fiți feriți, feciorașii mei iubiți, măi. Ați fi de nestrăinați, de părință nu uitați, măi. Una ce v-am îngăiat, sfatul bun ce vi l-au dat, pământul ce l-ați călcat, măi. Să nu uitați niciodată că cei 7 ani de acasă v-au făcut viața frumoasă, oameni buni, cinstiți și de lume plăcuți.